Tăcerea inimii catena. Doamnelor și domnilor, gazda dumneavoastră, Iuliana Tudor. O dată neagră, vei ști ce vede tot despre mine. O dată neagră, să vii toată seara să te distrezi. Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Este duminică seara și începe O dată în viață. Pentru două ore puneți grijile deoparte și bucurați-vă de muzică bună, de energie, de oameni talentați și frumoși care vor fi prezenți în fața dumneavoastră și de această dată. Tudor Mușatescu spunea așa: talentul e o meserie cu care te naști, nu una pe care ai de gând să o înveți. Timp de 6 ani am căutat și credem noi am și găsit tinere talente, vedete populare aflate la început de drum. Însă, abia aici, la O dată în viață, au șansa de a demonstra că și-au meritat locul obținut în concurs. Momentele pe care vi le-au pregătit cu sprijinul invitaților speciali, vedete cu state vechi, aș spune, sunt surprinzătoare și aș zice doar atât. Bun venit, doamnelor și domnilor, spun încă de la începutul emisiunii noastre, Orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte, al Consiliului Județean Iași, dirijor Dumitru Lucaci, manager Petre Șușu. Bună seara, domnilor, succes și mulțumim că ne sunteți alături. Vreau să mulțumesc în mod special președintelui Consiliului Județean Iași, domnului președinte Costel Alexe, pentru sprijinul acordat în legătură cu prezența domniilor lor aici. Succes, așadar! Doamnelor și domnilor, să înceapă spectacolul! O dată în viață, vei ști ce vede tot spre mine. O dată în viață, avem și astă seară, dragi prieteni, 3 tineri extrem de buni, voci care au confirmat la vedeta populară și care astă seară se vor întrece pe sine. Așadar, primul invitat. Silvia Timiș are 25 de ani și reprezintă Maramureșul istoric. Părinții sunt alături de mine, atât mama cât și tata. Mama mă împinge mai mult spre meseria de artist. Tata mă lasă pe mine să hotărăsc ce vreau să fac și cred că face foarte bine. A participat la Vedeta Populară sezonul al doilea și, deși nu a câștigat, bucuria prezenței pe scena concursului de folclor a fost la fel de mare ca și când ar fi luat marele trofeu. Doamnelor și domnilor, Silvia Timiș și Ionuț Fulea! Bună seara! Bine ai venit, Ionuț, bine ai venit, Silvia. Prezentarea ta arată așa ca la box. Doamnelor și domnilor, învingătorul este Silvia Timiș, deja. Din punctul meu de vedere, este câștigătoare. Ai urmărit-o și la Vedeta Populară. Cum ți s-a părut aici, din ce ai văzut la repetiții? Nu mă fă să vorbesc ce am văzut, că nu pot să spun. Adică? Păi, ținând cont de faptul că ieri la repetiții îmi spunea că, fiind lângă mine, se topește. Ce Opa! Aș putea să spun? Am înțeles. Cu siguranță se gândea probabil altcineva de la mine. Dar întrebarea este, tu ești topit? Și eu sunt topit. Deci te-a topit de la repetiții. Da, pentru Doamnelor că și domnilor, vă dați seama cine așteaptă în seara asta? Incendiar va fi acest duet. Ne-am topit unul lângă celălalt. Dar Silvia, spune-mi, te rog, în momentul în care te-am întrebat, da, cu cine ai vrea să fii la pupitru, nici nu a clipit, doamnelor și domnilor, și a spus, Ionuț Fulea, vă rog. Înțeleg că e o dragoste veche? Da, da, este într-adevăr unul dintre artiștii mei preferați. Așa, te rog, completează. Visam de când eram mică să am un duet cândva,
în viața asta, să am un duet alături de maestrul Ionuț Fulia. Am înțeles. Deci e doar pe tărâmul artistic, ca să înțeleagă toată lumea. El speriat, e dezamăgit, știu. M-am speriat. Zic, Doamne, iartă-mă, deci dragostea este atât de veche și eu aflu și doar tu astăzi. Tu afli la o dată în viață, da. Cam târziu. Timp irosit, nu-i așa, Ionuț? E, nu. Dar cred. Niciodată nu e târziu, nu? Sigur că profesional mă bucur că Silvia mă apreciază și eu apreciez pe Silvia. O știu de când participa la festivalurile concurs din țară. I-am spus că eu am mare încredere în ceea ce face și să nu se lase să lupte, pentru că va ajunge o persoană importantă în muzica populară românească. Și iată că începutul este foarte bun pentru Silvia. Astă seară am să vă rog să o priviți pe Silvia, cum se uită către Ionuț Fulea și la propriu, ca la soare, așa. Mă, te-am zărit din acum, draga mea. Da. Și asta. Le spunem succes împreună astă seară. Mulțumim din suflet. Să vedem cine e al doilea invitat. Iarba înaltă frunză. Gabriel Treteag are 19 ani, este din Suceava și reprezintă, evident, zona Bucovinei. Aș vrea să stau o perioadă mai lungă de timp undeva la o stână sau pe munți, să pot înțelege adevăratul sens al folclorului. A așteptat cu nerăbdare să împlinească 16 ani pentru a putea participa la vedeta populară și nu a concurat odată, ci de două ori, în sezonul 4 și în sezonul 7. Datorită acestui concurs a devenit colaborator al ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. În prezent este student la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și este recunoscător pentru ceea ce trăiește acum. Dragi prieteni, le spunem bun venit la O dată în viață Corneliei lui Lupu Rednic alături de Gabriel Treteag. O dată în viață, vei ști ce vei spune. O dată în viață, să vii toată seara să te distrezi. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Mă bucur să o revăd pe Cornelia. Am spus-o și în cazul Niculinei, de partea aceasta a platoului, nu acolo unde era juriul. Dar tot la un pupitru. Că numai așa facem noi. Doar că nu mai jurizăm. Astă seară ne simțim bine și îi susținem pe acești tineri. Ție ți-a plăcut, Gabriel, încă de la concurs. Astă seară însă e diferit. Ce e diferit la Gabi? Păi, este puțin diferit, pentru că eu le-am spus tuturor și atunci, tuturor copiilor care au venit în concurs, veți vedea că după participare la vedeta populară, voi veți fi alții. Pentru că acest concurs odată i-a pus pe ei în dificultate să arate mai mult decât s-au gândit ei că pot să facă și să ofere. Și mă bucur să-l văd pe Gabriel, pentru că el este unul dintre tinerii de mare calitate. El păstrează folclorul autentic, muzica populară curată și pentru mine asta este o mare bucurie și atât el, cât și mulți alți copii mi-au rămas la suflet și le-am spus încă de atunci, dacă voi putea să fac vreodată ceva pentru ei, am să o fac cu toată inima. Minunat! Gabriel, ai dorit ca astă seară să fii alături de Cornelia și Lupu Rednic. De ce? Deoarece încă de mic copil... Asta e, trebuie să vă asumați că au trecut niște ani peste voi, da, așa, de mic copil. Așa. Mereu am privit cu admirație la televizor și i-am admirat pe Cornelia și Lupu Rednic, iar astăzi, poate mai devreme decât aș fi visat eu, la odată în viață mi s-a îndeplinit un vis. Ce bucurie! Mă bucur tare mult să vă fie bine în această seară și vreau să-l întreb pe Lupu. Iată, ești în sfârșit cu nevasta la televizor, aici la noi. Am mai zis, Lupu schimbă părul, dar nevasta, ba. Așa. Acum, recent, 10 octombrie, am aniversat 30 ani de căsătorie. Mulți înainte, ce frumos! La mulți ani, să vă ce fie să bine. Facem? Nu vă mirați, am avut răbdare. Și acum, după 30 de ani, mai bună nu găsesc și mai rea nu-mi trebuie. Cunoaște. Am renoit încă o dată declarațiile și am zis să mergem mai măcar 5 ani la testare, după aia încă 5 și să vedem. Îl auzăm pe Ionuț că se topește după Silvia. Îl auzăm, ăsta e un hâtru de om. Eram și eu cu un prieten acum nu de mult și am văzut o fătută de vreo 19-20 de ani și vezi, mă, pe fata asta. Moare după mine. Tu ești nebun, mă, nu ți-e rușine, tu la vârsta ta. Dar ce ai vrea să moară înaintea mea?
E clar, atmosfera e cea care trebuie în seara aceasta. Ionuț, Lupu, Cornelia, e clar, succesul e garantat. Gabriel, îți doresc succes, multe momente speciale pregătite și de Gabriel. Să vedem cine este cel de-al treilea oaspete. Alexandra Chira are 24 de ani. S-a născut și a crescut în județul Sălaj, în localitatea Plopiș. Prin cântec și port, reprezintă zona etnofolclorică a Văii Barcăului. Iubesc muzica și caut muzica. Colind satele din împrejurim, caut izvoarele adevărate de folclor. Părinții i-au spus că trebuie să muncească mult pentru a ajunge unde își dorește. A muncit, s-a pregătit și a câștigat primul sezon al concursului Vedeta Populară. Câștigător al concursului Vedeta Populară este Alexandra Chira! Fericire la cote maxime de fiecare dată, dar niciodată lacrimi în ochi. Doamnelor și domnilor, Alexandra Chira alături de Daniela Condurache. Odată în viață, vei ști. Bună seara, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Bine ai venit, Daniela! Așa mă bucur să vă spun bun venit în platoul de la Odată în Viață, mai cu seamă că tu ai fost de atâtea ori la noi. E o întreagă istorie, atâtea întâlniri cu oameni din alte genuri muzicale și nu numai. Dacă nu mi-amintesc greșit, cred că a fost și alături de sportivi, și alături de actori. Multe, multe întâlniri aici. Cum ți este acum? Acum, ca de fiecare dată, eu sunt întotdeauna veșnica emoționată. Da, știm asta, exact. Pe porțile televiziunii și de această dată vin cu o minunată interpretă pe care eu o alint Chiruța. Ce frumos, ai și botezat-o. Deci astă seară... Am botezat-o. Păi bun, dar pot să spun din culise, doamnelor și domnilor, cum a botezat-o Ionuț Fulea pe doamna Condurache în această seară. M-a rugat să-i spun, dragi prieteni, Ză Condurache! Așa că Ză Condurache e și Chiruța. E tot cu C, deci merge. Cine m-a pus să spun cum cine am botezat-o? Cine m-a pus? Ionuț, discutăm noi. Așa, Alexandra. De ce Daniela Condurache astă seară cu tine? Emoțiile sunt la fel de mari și pentru mine, poate înzecit, însă sper din suflet ca în această seară să fim dovada vie a faptului că extremele se atrag. Doamna Daniela, o moldoveancă veritabilă, eu, ardeleancă liniștită, sperăm să facem o echipă extraordinară în această seară. Deci înțeleg că îți place tocmai asta, că e plină de viață și energică în permanență. Da, mă inspiră acest lucru și sper să fiu și eu la fel astăzi pe scenă la momentul când vom cânta împreună. Vă spun, o să aveți o bucurie extraordinară și o surprindere deosebită pentru cum o veți vedea pe Chiruța în această seară. Deja, după cum vedeți, vedetele, fiecare susține tânărul care e mai bun decât ceilalți. Eu nu, te rog. Zitu. Eu o să spun altfel decât mi-ai zis tu. Daniela o iubește pe Alexandra de când era mică. Da. Ce drăguț! Doamnelor și domnilor, o invit la microfon pe Silvia Timiș, un cântec din repertoriul personal.
Mulțumim, Silvia! Și mulțumim celor care au fost alături astăzi, ansamblul Cercănelul din Borșa. Foarte fain momentul. Ionuț, ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră după așa un moment? Extraordinar cât de frumos poate cânta. Am văzut că avem gesturi comune. Eu, așa, momentul în care cânt, am tendința să-mi folosesc mâinile și să le onduiesc în funcție de cum curge melodia. Și ce stare ai. Da, și ce stare am văzut și la ea, la un moment dat, atunci când intervine cu acele ornamente în interpretare, are așa un tremol. Da. Nu, deci deja eu nu-ți Doamne, numai. După emisiunea asta, aprind dușa, ai grijă. Să știți că eu fac doar ceea ce simt. Nu o să existe la mine un moment la fel ca celălalt. Bravo. La fiecare interpretare, gesturile mele sunt diferite. Eu v-am spus că e cea mai tare. Eu v-am zis. Calitățile ei vocale, ornamentele vocale pe care le expune și le pune în cântec, în modul ei de interpretare, sunt senzaționale. Pe mine, sincer, m-a copleșit felul ei de a interpreta, de a cânta, și are un glas dulce, frumos. Da, te rog, te rog. Aș vrea și eu să le mulțumesc doamnei Cornelia și domnului Lupu, pentru că ei sunt părinții mei când vin la București. Și ziceați mai devreme că Gabriel are sprijin și din stânga și din dreapta. Da, și eu am. Și din stânga și din dreapta. Uite ce frumos, înseamnă exact. Eu, păi atunci trebuie să introducem pe Alexandra, invers, eu exact. Eu sunt fratele mai mare, deci părinții mei sunt Cornelia și Lupu. Deci ți-ai ales până la urmă rolul, da? Da? Ești fratele mai mare. Fratele mai mare. S-a dus toată magia. El vrea să scape. Am nevastă și copii. El vrea să scape de faza cu, știți, vă iubesc de când era mică. Da, 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 corect, corect, corect. Doamnelor și domnilor, fac încă o dată precizarea. După cum vedeți, fiecare dintre tinerii aflați la pupitre are alături o vedetă din altă zonă decât cea natală. De ce? Pentru că am dorit tocmai să-i scoatem din zona de confort. Vor cânta, vor realiza momente alături de invitații noștri celebri, îmbrăcând costumele respective și trăind astfel momente odată în viață. Gabriel Treteag, sper că ești pregătit pentru ceea ce urmează, dragul meu. Când ai jucat ultima oară? Dar așa, de dragul petrecerii. Chiar de curând am avut o nuntă foarte frumoasă. Și ai jucat așa? Și am jucat toată noaptea. Oricât de obosit aș fi, mereu pentru joc mai găsim puțină energie. Bun, odată în viață îi se va întâmpla să aibă alături, doamnelor și domnilor, un ansamblu profesionist și le spun bun venit la Odată în viață celor de la ansamblul Porolisum al Casei Municipale de Cultură din Zalău. Bine ați venit, dragii noștri! Oh,
Gabriel Treteag, odată în viață dansator, alături de ansamblul artistic profesionist Porolisum al Casei Municipale de Cultură Zalău. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc instructorului coregraf Angel Dușcaș, manager Rodica Popseling, mulțumiri speciale primăriei și Consiliului Local al Municipiului Zalău. Mulțumiri foarte, 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 foarte susținute prin aplauzele de aici. Și vreau să aud dacă s-a descurcat. Daniela, la tine mă îndrept acum. Foarte bine s-a descurcat. Un pic mai în mijloc trebuia să stai. Așa, deci întotdeauna e important să vezi spațiul în care te desfășori, da. Să știi unde sunt și camerele, da? Acolo, data viitoare e acolo să mergi. De asta am și greșit puțin. Poate mă mai chemați data viitoare să fac un trebuie. Ce tare bun! Ați văzut, învață foarte repede tinerii noștri. Daniela, spune-mi, când ai fost prima oară într-un platou, aici, la televiziunea română, de ce ți-a fost cel mai frică? Întotdeauna mi-a fost frică de spectatori, în primul rând, și de jurii, jurii grele, grele de tot, și nici nu îndrăzneai să ridici ochii, să te uiți bine la dumnealor. E mai ușor acum sau era mai ușor atunci? Eu cred că e mai ușor acum, pentru că sunt o sumedenie de mijloace care stau la îndemâna tuturor. De promovare, de promovare. Și ca să ne aprobe trei melodii la radio, trimiteam câte 25. Incredibil. Sau la Electrecord. Întotdeauna era obligat acel interpret care a trecut prin niște comisii și i s-a aprobat repertoriu să fie cu încă cineva pe acel... Câte doi artiști. Câte doi. Așa am început cu trei cântări. Dar ai început cu dreptul. Și uite aici, ne-am întâlnit la o dată în viață, după câți ani de carieră? 47 de ani. 47 de ani! Asta dorim și tinerilor noștri, Silvia, Gabriel, Alexandra, să atingă acești ani și să-și păstreze consecvent valorile începutului. De fapt, cred că aceasta este și misiunea noastră ca realizatori, să le oferim aceste valori și să vedem dacă peste ani ele rămân. Cei pe care îi vedeți la pupitre, în calitate de vedete, cum le spunem noi, sunt artiști care au ani în spate, dar au această mare calitate, consecvența în ceea ce vă oferă dumneavoastră în scenă, la microfon. Domnilor și domnilor, în clipele următoare, vă rog să îmi permiteți să mulțumesc sponsorului nostru, Catena Farmacia Inimii, și de această dată alături de noi în realizarea programului Odată în Viață. Mulțumim foarte mult! Farmacia Inimii, Catena. Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia Inimii, Catena. Dragi prieteni, spunea la începutul emisiunii noastre că e inspirată de energia, de tonusul extraordinar al Danielei Condurache. A îmbrăcat costumul din zona acesteia și odată în viață vor cânta împreună. Daniela Condurache, Alexandra Chira! Succes! Din Moldova lui Ștefan mă eram tri-di-di-di-di-ra-i-ra. Eu în fiecare an mă eram tri-di-di-di-di-ra. Păi vin cu drag la dumneavoastră, eram tri-di-di-di-di-ra-i-ra. Să vă duc în care aleasă, eram tri-di-di-di-di-ra. Păi vin cu drag la dumneavoastră, tri-di-di-di-di-ra-i-ra. Din hotare în hotare eram tri-di-di-di-di-ra. Păi stau făloși cu fruntea sus, mă eram tri-di-di-di-di-ra-i-ra. Și tot spun ce i-am dispus, mă eram tri-di-di-di-di-ra. Păi stau făloși cu fruntea sus, mă!
Să trăiți ani mulți și buni, mai ram, tiri-diri-diri-diri-ra-ira. Că așa e la noi, la români, mai ram, tiri-diri-diri-ra. Să petreci și să cânt, ram, tiri-diri-diri-ra-ira. Când unii viața urât, ram, tiri-diri-diri-ra. Să petreci și să joacă, ram, tiri-diri-diri-ra-ira. Când este lumea dragă, uite așa și lumea așa. Daniela Condurache, Alexandra Chira. Mulțumim frumos și felicitări! O dată în viață, o premieră absolută! Vocea doamnei Daniela, plină de armonice și atât de puternică, se potrivește perfect cu zona. Eu sper că am făcut-o mândră și m-am adaptat cum am putut la postura de moldoveancă. Să auzim, Daniela, înțeleg că acesta este un costum de la tine de acasă, nu? Este costumul meu personal și l-am încredințat cu mult drag pentru minunata emisiune. Cum te simți, moldoveancă? Ca la ceas de sărbătoare, îmbrăcată în veșmânt de sărbătoare, sunt cu adevărat superbe aceste straie și îmbrac pentru prima dată un costum de moldoveancă. Cu atât mai mult sunt bucuroasă cu cât l-am primit de la doamna Daniela. Am o întrebare. Bravo. Ai căpătat un pic de iuțeală, cum zice doamna Condurache? Acum, sper că așa s-a văzut. Acum la piesă, nu știu, zic interior, cei de acasă. Tu cum ai simțit? În interior tot ardeleancă sunt. Rămâne, domne, acasă, sângele, apă, nu se face. Eu, ca o părtinitoare ce sunt, Chiruța e cea mai bună. Să vedem, doamnelor și domnilor, cât de bine dansează Silvia Timiș. O invit alături de membrii ansamblului profesionist Porolisum. Timiș, alături de ansamblul profesionist Porolisum, al Casei de Cultură a Municipiului Zalău, instructor coregraf Angel Buscaș, manager Rodica Popseling, mulțumiri primăriei și Consiliului Local al Municipiului Zalău. Mulțumim foarte mult! Felicitări, Silvia! Cornelia, cum a fost? Că a fost de acolo, de acasă. A fost foarte frumos! Eu îl întrebam pe Lupu, zic, oare ce coregrafie o fi asta? Că e puțin altfel pânvârtită, dar ei au luat și un alt joc de la noi și l-au
au umpletit așa ca să iasă în momentul ăsta pentru Silvia. Nu, este Maramureș istoric, este foarte bine. Este foarte bine. Mulțumim foarte mult, felicitări, Silvia. Mulțumesc frumos. Până acum se descurcă foarte bine, vedem mai departe cum o să fie. Da, Lupu, văd păi că vrei... Păi, că flăcăul așa rușinos, după ce joci fata învârtită, trebuie să o strângi în brațe. Domnul așa Lupu, l-am strâns, în sus, eu, nu? L-am strâns eu în brațe, dar când m-a jucat atât, am ne-o tras cu ochiul. Deci nu vă zic, deci, nu așa făcea. Pe mine chiar m-a dezamăgit Silvia de data asta. Nu cred. Mă rog, deci nu cred că era cazul pe final... Să te arunci pe omul ăla. Deci chiar așa are virus totuși. Totuși, puțină decență, te rog, sunt și eu era, aici. Era de datoria lui, dar am zis să păi, fie așa un moment mai dulce la cum final. Cum urlă gelozia asta în bărbați. Doamne. Nu e adevărat, Daniela, chiar strigă. Bun. Ei, și acum, dragi prieteni, odată în viață, veți vedea cum se transformă un moldovean într-un moroșan adevărat. Gabriel Treteag! Și cu vorba au și ele
Gabriel Treteag, Cornelia și Lucu Rednic. O dată în viață, împreună, o echipă extraordinară, s-a și cântat, s-a și dansat, s-a și tropotit de toate în momentul acesta. V-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult de noi. Foarte frumos, o cântat, o jucat, o strigat așa ca și mie. Drăcos! M-am uitat la Moroșanul nostru și vreau să-l întreb. Te-ai mutat în Maramureș, dragul meu? Dacă m-ați fi întrebat acum vreo săptămână, aș mai fi ocolit răspunsul, dar acum sigur m-aș muta și în Maramureș. Numai de găsi o maramureșancă. Ați găsit noi o fată bună, nu-i problema. Doamne, vă rog din suflet, vezi că nu te mai primezi moldoveni acasă și doamna Condurache spera să plece, dar vine totuși înapoi acasă. Ai de grijă cum te porți. Domnul Lupu, de ce v-ați uitat la mine? Maramureșul și Bucovina mereu au fost aproape, așa că noi îl primim cu drag pe Gabriel și îmi doresc ca și el să fie unul dintre tinerii extraordinari care sunt aproape de noi și la care noi punem puțin sprijinul. Felicitări, ai cântat foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet, a fost un vis devenit realitate. Vă iubesc. Domnul Fule are altă părere, după câte se pare. De ce ai altă părere? Nu. Stai puțin. Da. Stai să vedem. Stai puțin așa. Voiam să-i recomand lui Gabi astăzi, să nu se uite în dreapta. Dar de ce? Ea mea. Deci vă împărțiți teritorii deja. Este a mea. Domnul Fulea, am o întrebare. Vă rog. De ce v-ați lăsat barbă? Da. Știind că voi veni la această emisiune, știind că mă voi întâlni cu Silvia, am zis că ar fi bine să-mi las barbă, pentru că în anumite locuri se mai văd și firele albe. Și am auzit-o pe Silvia la un moment dat cântând: săracă barbă căruntă, nimeni nu te mai sărută. Hopa. Ei, cum să nu? Am înțeles, deci ați văzut, domne, totul se întâmplă cu motiv la o dată în viață. Nu e așa întâmplător. Doamne, auzi, ferește. Vă rog din suflet, vă rog mult de tot, eliberați drumul până la Alba, să nu se oprească. Vă rog mult, trebuie să ajungă acasă totuși, Ionuț Fulea. Ioane, revino-ți, Ioane, dragă, Ioane, din această Doamne, topire. Ferește, te-am văzut ce faci, mi s-a făcut pielea de cocoș pe mine. Mergem mai departe și vă rog să-mi permiteți să o invit acum la microfon pe Alexandra Chira, ne va cânta o piesă din repertoriul său. Toată scena aceasta este a ta. Publicul îți aparține. Te rog, succes! Și le vându la 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 la
mărițele mi le cere, la 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 la. Ia că vine șumuiare, la 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 la. Galițele mi le cere, la 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 la. Mirele-i dacă t-ai gândit să mă cadu să dea ce, la 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 la. Băi și cu banii după ele să fie o scadă și mașele. Alexandra Chira, alături de ansamblul profesionist Corolisum, al Casei de Cultură a municipiului Zalău. Mi-a plăcut foarte mult de ea. Este un talent cu totul și cu totul deosebit. Minunat! Minunată? Am promis că o să deci fie cea minunat. Mai tare. Păi ce faceți, domne? Păi și voi ce faceți, nu reacționați? Ați văzut adică... stat acolo în mijloc, unde trebuia. A, deci ai urmărit și unde tot, și cum? Am urmărit tot. Dansatorul, prima pereche din dreapta, s-o băga puțin în ea. Așa, deci nu e bine, nu? E foarte bine. Așa. Deci dar a fost... de ce, doamna Daniela? De ce? Noi suntem acolo în Zalău ca o familie. Eu am crescut alături de acest ansamblu și astăzi mă simt ca acasă, alături de ei, de ansamblul profesionist Porolisum. Și mai mult foarte decât frumos. Atât, la proba unde voi juca, am să joc cu același partener pe care l-am avut și în marea finală a concursului Vedeta Populară. Ce fain, bravo, ce fain! Eu nu pot să zic nimic, Iuliana. Acum am reînnoit declarațiile. Ce vrei, să am probleme? A, deci tu ești proaspăt în surățel din chiar. Nou, ca să zic așa, trebuie să fii cu minte. Chiar, eu îmi aduc aminte și tot acolo mi-e gândul. O tânără măr la un maestru, zice, maestru, ce trebuie să fac ca să trăiesc veșnic? Însoară-te! Și atunci o să trăiesc veșnic, zice, atunci nu o să-ți mai dorești. Bun. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc sponsorilor noștri, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Mulțumim pentru sprijinul acordat. În clipele următoare, scena aparține invitaților noștri, membrii Orchestrei Ansamblului Constantin Arvinte. Domnilor, vă rog, vă ascultăm cu drag. Mulțumim Orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte, dirijor Dumitru Lucaci. Mulțumesc managerului Petre Șușu și de asemenea Consiliului Județean Iași pentru sprijinul acordat în legătură cu venirea domniilor lor aici. Mulțumim foarte mult!
Farmacia inimii Catena. Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii Catena. Doamnelor și domnilor, mergem în Ardeal în clipele următoare. Odată în viață, Silvia Timiș îmbracă un costum din această zonă și cântă alături de Ionuț Fulea, visul ei. S-o primim, ardeleanca Silvia Timiș! Așa! Silvia Timiș, Ionuț Fulea! Duetul a fost senzațional. Nu vreau să supăr pe nimeni și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că este cel mai reușit duet pentru cântecul de cătănie. Ce a fost diferit față de Maramureșul tău? Totul a fost diferit. Așa, zi-mi, două lucruri. O trăire măcar unică, mult așteptată, mult dorită de atâția ani și mi-a plăcut enorm. Duetul cu Ionuț Fulea a fost de vis. De vis din toate punctele de vedere. Exact așa cum am visat de când eram mică. Mai vreau, nu doar o dată în viață. Stai puțin, nu trebuie să spui către mine, trebuie să spui către el. Vreți să mai cântați cu mine și în a alte circumstanțe? Da. Hai că s-a lăsat înduplecat de data asta. Domnilor și domnilor, îl invit la microfon pe Gabriel Treteag, un cântec din repertoriul personal. Să-l ascultăm! Ei, pahare, nu șe sticluța, hai la, 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 bag în boală pe mândruța, hai la, 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 sticla și pahari limăi, hai la, 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 venga lungă mândri limăi, hai la, 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 hai, hai, holercuța, ori mândruța, ori sticluța, hai, hai, cum le-i dregi când o pot alege, hai da, holercuța, ori
să urci sticluța, cum le-i faci și cum le-i treji, că nu pot alege. Sticluțe, ai la ai la 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 la, da și gura de mândruțe, ai la ai la 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 la, rachiu mă încălzești, ai la ai la 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 la, da mândra mă bocărești, ai la ai la 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 la, hai hai măi mândruțe, de la sfat de mamă-i cruțe, hai hai, n-am și faci și sticla tare-mi place, hai da, hai da măi mândruțe, de la sfat de mamă-i cruțe, stas eu jenai și faci și sticla tare-mi place. Când mă șarț o leacă, hai la, hai la, hai la, la, dă-ți sticluța mea în pacă, hai la, hai la, hai la, la, hai, hai, paharelu, ne-am băut și sumanielu, hai, hai, dați-mi pașii altor loc, nu-i fașii, hai, da, hai, da, paharelu, ne-am băut și sumanielu, hai, da, hai, da, dați-mi pașii altor loc, nu-i fașii, mă! Hai da, hai da, măi crășmare, plâng și eu după pahare, n-am și faci și stau acasă, mândra nu mă lasă. Sus se jure după grinde, de-astea-s micluța de gosit, mă! Și-o să piau și-mi place mie, măi și mândruța n-o să știe, l-a iubit, n-o să mă ghi. Când mă întâlnesc cu cineva, a, tu ești băiatul cu păhărelul, care cântă cu păhărelul. Toată lumea așa mă știe, cu păhărelul. Gabriel Treteag, alături de ansamblul Porolisum, mulțumim foarte mult! Bravo, Gabriel! Acum sunt convinsă că Ionuț Fulea are niște critici la adresa ta și la fel doamna Condurache, pentru că au de apărat pe Silvia, respectiv pe Alexandra, nu? Am și eu ceva de zis. Nu știu ce o să zic eu, nu, ce o să zic eu, nu, ce o să zic eu, doamna Daniela. Băi, al meu a fost cel mai bun. De departe, ia zi. După Chiruța. După al meu totul, adică nu. Sunt toți foarte buni pentru că ăsta e și motivul, acesta este și motivul pentru care ei sunt aici. Acesta este și motivul pentru care fiecare dintre ei au făcut o impresie foarte bună la Vedeta Populară. Și iată, dăm vă, Iuliana, să spun asta, să felicit televiziunea română, pentru că, într-adevăr, porțile televiziunii le sunt deschise acestor copii. E minunat. Așa cum am promis la începutul proiectului Vedeta Populară, ne vom ține de cuvânt, o facem, iată, prin acest sezon special, odată în viață, susținându-le carierele pe mai departe. Și vă promit, nu ne vom opri aici. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu spectacolul nostru și am să o invit pe Alexandra Chira să joace așa cum doar o dată în viață. Puteți vedea! Thank you.
Alexandra Chira, alături de ansamblul artistic profesionist Polonisum al Casei de Cultura Municipiului Zalău. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc instructorului coregraf, domnul Angel Dușcaș, managerului Rodica Popseling și primăriei Consiliului Local al Municipiului Zalău. Mulțumim foarte mult pentru sprijin. Felicitări! Acum la celelalte emisiuni, să știi că am încercat acest lucru, să-i rog pe cei tineri să cânte ceva după ce au jucat. Te încumeți? Așa mi-ai făcut mie, nu pe cei tineri. Și dumneavoastră, da, știu, mi-ai făcut da. Și... da, și am... nu pot să vă spun ce mi-a făcut Daniela Conturachet pe emisiune, și înseamnă cu emisiune. Greu. Era așa. Hai, când dau jocul pornit și pe badea chiuie, nu mă rabdă inima ca să nu prind a juca. Uite că am venit și iau ca să joc cu badea neau, ca să joc cu badea neau, ia ca așa, așa, așa. Unde joc și din mine, ca la cum... În viteza asta, mă, după ce am dansat, cântecul ăsta foarte lent, o trebuie să-l interpretez. Asta înseamnă o echipă adevărată, m-a salvat, doamna Daniela. Ai văzut? Asta e viteză de balerină. Ai, mă! Da, ați văzut Daniela Condurache, ca o susținătoare adevărată, a îmbrăcat acest moment cu o poveste personală, atât cât Alexandra Chira să-și tragă sufletul. Acum de ce să mai... cânt. A, da, sigur, toți cântăm acum, gata, s-a dus momentul. Aplauze încă o dată, felicitări, dansatoarei Alexandra Chira, o dată în viață. Vă rog să îmi permiteți să mulțumesc pentru sprijinul acordat sponsorilor noștri. Este vorba de Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Le mulțumim foarte mult pentru sprijin. Ei, și acum, doamnelor și domnilor, nu-i așa că v-a fost dor de prietenii noștri? Floarea și Gheorghe vin chiar acum. Când am o vibră, când am o vibră, și privirea ta mințile îmi fură, nu pot rezista. Floară! Adu-le pe de o găleată! Uuu, gata? Așa iute ajunsă-și la apă? Păi ce naibă, mă, că s-a doar de 20 de minute. Deșteapta pământului, n-am dat de apă! A, da? Adică tu, când sapi o groapă pentru fântână și îmi ceri o găleată, ce să cred? Pa de ce dă duș? Da dracu de dui! Aoleu! Da, de dracu! Stai jos și liniștește-te! Ce să mă liniștesc, vă rog, că nu mai pot uși ce agitat, îmi simt așa că mă ia cu slăbiciune. Ia o țuică și întremează-te! Lasă-mă, fac cu țuică, n-auzi că mă ia cu slăbiciune! Doamne! Pupați-aș tălpile, Doamne! Ce e cu mine, Doamne? Liniștește-te! Fă, Floară, știi că m-am dus să sap groapa aia, să facem fântână. Și eram, l-am pus pe Petrică, că știi că el dă mai bine cu târnăcop. Săpa Petrică, dă dea cu târnăcopul și deodată zice: Bă, voi nu simțiți miros de gaze? A, du-te, mă, de aici, că am mâncat o ridiche și așa miroase dacă râgâi după ea. Nu e fă de la ridiche. Că și râsărăm, dracu, că-i zăi lui Petrică. Ce fel de gaze, bă, Petrică? De-alea naturale sau de-alea artificiale, a? S-ar mai fi luat cumva vreun cărbune de dimineață, a? Ai fi luat un cărbune de dimineață și abia acum își face efectul, a? Aveau dreptate. Aoleu, Floro. Și să enervă Petrică. Și când dă du cu târnăcopul, dă du așa de tare, că s-a făcut o flamă, Floro, de-l catapultă pe Petrică peste gard la Țugurlar, în poală la Stela care mulgea vaca. Nabelea! Să vezi tu că se sperie vaca Stelii, dar nu mai dă lapte tot sezonul. De-aia copiii de la școală, fără lapte și fără corn. Fă, stai să spui, n-auzi. S-a făcut flacără mare, Floră, s-a făcut lumină în tot satul. Ziceai că e la Jocurile Olimpice. Ziceai că la noi în comună se întâmplă Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Păi și unde e asta? Uite-te, fă, pe fereastră, n-auzi. Ia. Doamne! Păi ce ne facem, mă? Ce ne facem, Floră? Eu chem 112. Cum e? Ce 112? Eu zic să chem mai mulți de 112. La ce flacără, Edita, mai flacăra? Cheamă naibii 20-30 să stinge flacăra! Aoleu, Doamne! Doamne, Dumnezeule, Doamne! Doamne, mi-e rău, Floară! Stai aici, că mă duc și ți-aduc o cană de zeamă de varză. Aoleu! Stai aici! Că e digestivă! Aia, du mai repede, că mi-e rău! N-auzi că m-a luat remuriciu! Aoleu! De la lingurică m-a luat. Dă-o încoa. Hai, noroc.
Ți-a ieșit bun anul ăsta. Da. Auzi? Fii atent. Uită-te ce fac ea pe afară, că sun eu la urgențe și ține-mă la curent cu ce se întâmplă acolo, auzi? Hai repede, uită-te și zi-mi. Aoleo. Zi. Pă, doi joacă călășoară în jurul focului. Țugurlan fuge după Petrică, Stela după Țugurlan și câinii după Stela. Alo, alo, alo. Doamnă, să rămână, doamnă. Avem un incident. Doamnă, am săpat o groapă, am săpat o groapă să dăm de apă și în loc să găsim o pungă de gaze, am găsit o pungă de... Unde să găsim o pungă de apă? Am găsit o pungă de gaze. Da, așa. Și arde, doamnă, arde. Dacă e ars cineva, e Petrică e ars, da. L-a ars Țugurlan peste cap, vecinul nostru, i-a dat două după cap. Unde? Nu știu, e în grădină, aleargă prin curte, nu știu. Ce să avem? Dacă avem victime umane? Nu avem nicio victimă. Avem una, l-avem pe Țugurlan, că el s-a născut victima umană de când e... Da. Doamnă, veniți repede, trimiteți pe cineva, doamnă, vă rog frumos, că e lumină, e unde vedeți lumină mare. Dacă nu te dicepi, nu vorba. Alo! Alo, măi, doamnă! Trimiteți niște petroliști! Ce? Dinamoviști? Care dinamoviști, fă? Care dinamoviști, fă? Petroliști! De-aia de lucrează la petrol și gaze. De lucrează la petrol gaze. Și gaze. Am săpat să facem o groapă, să dăm de apă! Că a fost o vară secetoasă, de-am adăpat animalele cu bere. Așa, ei, ce animale! Și am avut și noi vaci prin gospodărie. Găini, câini, vaci, porc, bou, ăsta, om. Da. Închide fă telefonul. Mai lasă-mă să vorbesc. Lasă, dracu, că nu mă vorbești. Mai sunt și alți oameni care așteaptă. Ce tâmpenii vorbești acolo? Bă, dar ce fumurată era, mă, nu puteam să-i vorbesc în ea. Așa ceva. Uite-te mai bine să vezi dacă mai arde. Du-te și vezi dacă mai e flacăra aia acolo. Ia. Ce? Olo, ce arde, zici că e foc de tabără. Olo, doamne, ce ne facem, Floaru, ce ne facem? Păi ce să ne facem? Păi eu zic așa. Ce? Noi o să stâmpărăm focul. Așa. Dar zic așa, că după ce l-a stâmpărăm, să băgăm naiba o țavă pe dădesubt și să ne facem furnizor de gaze. Bă, o pungă de gaz la curtea omului e aur. Fă, tu te-ai tâmpit de tot. De când te uiți la televizor, tu numai prostii spui. Eu am crezut că te uiți și tu la televizor când ai și tu timp liber doar la muzică populară. Dar tu vezi cum să manageriezi resursele naturale ale patriei? Faci ca bandiții ăia din politică? Pardon, ca deștepții ăia băieți din energie. Hai, fă, termină cu prostiile. Mai prostii spui. Și cum o să facem? O să tragem țeavă la noi din casă până la poartă și o să ies eu pe drum și o să spun: hai la gaze, hai la gaze, scap de frig și de necaze. Ce o să facem? Și ce mai era rău? Ha? Era rău, dar n-ai noroc, mă, că n-avem noroc, n-avem noroc. Cum adică n-avem noroc? Păi ce? În altă pungă de gaze era bună o pungă de bani. Este așa. Da. Fă, noi vorbim cu femeia asta, dar tu i-ai dat adresa? E, asta-i. Acum să dau eu adresa așa, oricui mi-o cere. Auzi? Zi. Dar hai mai bine pune tu mâna pe găleată. Hai, aruncarea greutății. Ai dreptate, Floaru. Hai, o arunc peste gard la Țugurlan. Hai. Hai, pe Turboșet, Floaru, pe Turboșet. Turbo-Turbo-Jet. Pe Turboșet, pe Turboșet. Turboșet. Mulțumim, doamnelor și domnilor, actorilor Maria Buză, Marius Riza, textierei Natalia Călin. Le mulțumim mult și așteptăm și duminica viitoare. Mulțumim de asemenea prietenilor noștri fideli, Catena, Farmacia Inimii, sponsorii noștri și în acest sezon. Mulțumim mult pentru sprijinul acordat. Farmacia Inimii, Catena. Farmacia Inimii, Catena. Dragi prieteni, în clipele următoare o vedem odată în viață pe Silvia Timiș, actriță. Ne vom reaminti împreună un cuplet celebru interpretat de Stella Popescu pe textul lui Mihai Maximilian, muzica Gelu Solomonescu. Adaptarea din această seară poartă semnătura Nataliei Călin. Silviu Biriș alături de Silvia Timiș, odată în viață. Eram aseară în mol, cam singurică și tremuram nițel de fric și frică, când lângă masa mea cu o tavă în mână apare un nemuncit.
că e flămând și că-s drăguță. Și când a terminat de mâncat totul, m-a invitat la film, vai, vai, netotul. La, 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 la. Luță, Luță, ce om sentimental, băiatul cu potențial, cerul catastrofal. Mă place tare, zice că-s drăguță și el îmi place pentru că-s prostuță. Luță, Luță, m-am îndrăgostit. Luța, Luța, cred că m-am mărit. Ieri am aseară în mall, mierea fomiță. Și când m-am așezat la o măsuță, văzui în dreapta mea o tinerică cu pantofior de lac și poșețică. Am întrebat-o încet cam cum o cheamă și dacă vrea să o duc la panoramă să vizionăm un film. Genul de groază, vine cu 3D la ceas de amiază. La 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 la. Nuța, Nuța, ce fată de salon, subțire cu breton și cu combinezon. Îmi place maxim fiindcă e drăguță și mai place fiindcă e timiduță. Nuța, Nuța, cred că te ador. Nuța, Nuța, cred că mă însor. Mă și văd peste ani căsătorită, cum robotez prin casă nefericită. Calz păl și gătesc precum mireasa și o să mă simt ades cenușăreasă. Fac și vreo 3 copii să fie în casă, o atmosferă cam galagioasă. Să pot să las mereu nișcă impresii pentru vecinii mei, genul de părezi. La 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 la. Luță, Luță, ce om fenomenal, genul paradoxal, nici cum sentimental. Cine a crezut în asta căsnicie, era naiv, fărea o nebunie. Luță, Luță, vezi tu de drum, căsnicia noastră este scrum. Gândesc, știți vorba aceea, mie că mă cam grăbesc, asta-i ideea. Să mă însor acum, când este criză, cred că mai bine-mi pun o altă miză. Ca să mă concentrez pe iarna asta, nu cred că e cazul acum să-mi iau nevasta. În cogură în plus e o nebunie, mai bine-mi văd de drum și burlăcie. La 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 la. Nuța, Nuța, noroc tu ai avut, nici nu te-am cunoscut, că deja m-ai pierdut. Cine a crezut în asta căsnicie, a fost naiv, părea o nebunie. Nuța, Nuța, hai că te-am salvat. Nuța, Nuța, de un cap pătrat. Oh, adio! Pa! Doamnelor și domnilor, odată în viață, actrița Silvia Timiș, alături de actorul Silviu Biriș. Îi mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră astă seară. Mulțumim, Silviu! Când am ales să fac actorie la Odată în viață, nu am știut în ce mă bag. Are scena în picioare, cum se spune, și cred că va face o carieră frumoasă. Doamnelor și domnilor, dacă sunteți pregătiți, astă seară avem oaspeți importanți alături de Gabriel Treteag. Voltaj, Odată în viață! Cântec ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta, nu aș rata nicio notă. Rude ar fi, l-aș nota, până la mare l-aș urma, nu m-aș opri niciodată, știi că... Viața n-are buton de rewind, să poți să întorci ce-ai pierdut. Nu poți nici să o pui pe pauză,
sau de la capă. Dacă mâine cerul ar fi prea plin de nori, dacă nici o rază nu m-ar atinge zor, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot, să pot să iau de la capă. Mai ca un cocor, spre țări calde pleacă în zbor, atunci când e suflet iarnă. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. A zbura chiar și-o noapte întreagă spre zori în care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce nu cad când sunt tot ud. Dacă mâine noaptea n-ar mai avea rostea, dacă într-un avântul spre mine ar sufla, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot, să pot să iau de la capă. Dacă mâine cerul ar fi prea plin de noi, dacă nicio rază nu m-ar atinge în zor, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot, să pot să iau de la capă. 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 Suntem împreună, iată, alături de acest tânăr care și-a împlinit visul. Odată în viață să cânte alături de Voltaj. Gabriel, cum a fost? Un vis devenit realitate și vă mulțumesc din suflet că mi-ați îndeplinit acest vis. Minunat! Avem aici un viitor rocker, vedem pe unde rămâne. Călin, ce mai face Voltaj? Foarte bine, e în pline pregătiri de spectacol mare la Sala Palatului în 8 decembrie. Așa. Un spectacol cu invitați. Cine știe, poate va fi și Gabriel printre ei după această experiență. Dragule, spun eu, până atunci când nu mai rog. Altfel nu iese. Cu o producție foarte mare, așa cum i-am obișnuit pe fanii noștri. Poți să ne spui cine va fi acolo? Sau? Niciodată n-am dezvăluit invitații. Tocmai de asta se numește surpriză. Am înțeles. Bun, atunci 8 decembrie, așadar. Sala Palatului, ora... Ora 19:30. Perfect! Acolo vom fi cu toții alături de Voltaj. Nu uitați, 8 Mulțumim. Decembrie, Sala Palatului. N-am repetat deloc. Am făcut două probe de sunet înainte a filmării și aia a fost, da? Eu zic că a fost bine. Mi-au transmis o stare atât de bună și m-au făcut să mă simt și eu ca un mic artist. Dragi prieteni, să cânți alături de una dintre cele mai mari voci ale României este cu adevărat o provocare pe care o trăiești odată în viață. Astă seară, Alexandra Chira îl are alături pe Marcel Pavel. Vivo Perlou! Vivo Perlou da quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mentre dai dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei, non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, e chi da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È un amore
un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte piccante sta, ma io e poi non credo fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. E quando vivo per lei dentro gli occhi, con piacere estremo vivo per lei. Perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradito. Vivo per lei perché mi dà pause, notte, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per lei. Vivo per lei la musica. Io vivo. Marcel Pavel, Alexandra Chira, felicitări, felicitări, dragii mei. Bună seara, Marcel. Mulțumesc foarte mult. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Mi-era dor de voi. Și nouă de tine, mai ales că odată în viață, în 2007, a început, doamnelor și domnilor, cu Marcel Pavel. Tot cu mine începe totul. Da, 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 să nu se și termine. Și nu se va sfârși niciodată cu mine. Deci, pardon. Exact așa îmi doresc. Alexandra Chira și-a dorit foarte mult să realizeze acest moment alături de Marcel Pavel. Cum te simți acum, după? Și dacă tot e vorba de începuturi, sper să înceapă cu acest moment și drumul meu către muzica ușoară, pentru că este una dintre marile mele pasiuni. Sper să fie cu noi. Am înțeles, deci, deci aici era problema. Putea să avem și surprize în zona aceasta din partea Alexandrei. Trebuie să fii mai atenți atunci. Așa. O să ai un drum destul de... greu. Nu, de ușor, uite, gata, ai început bine. Am înțeles. Oricum să știi că Marcel Pavel poartă noroc. Noi am avut, iată, un drum atât de lung după o dată în viață, 10 ani la TVR, așa că îți dorim într-adevăr un drum frumos, indiferent ce vei dori să faci. Momentul acesta v-a plăcut, dragii mei? Da! Ar fi fost culmea, ce să spuneți și voi. Mulțumim lui Marcel pentru că ne-a călcat pravul încă o dată aici, la TVR, la O Dată în Viață. Mulțumim, Marcel Pavel, Alexandra Chira. Am avut publicul aproape, în spatele meu aveam susținători puternici și într-un final am dovedit-o, așa cum se zice la noi în Ardeală. Doamnelor și domnilor, ne apropiem iată de finalul întâlnirii din această seară. Vă rog să-mi permiteți
să mulțumesc artiștilor care astăzi au avut, dacă vreți, statut de mentor, de susținători pentru trei tineri în care credem foarte tare. Sperăm să-și câștige locul în inima dumneavoastră, sperăm să aibă cariere îndelungate, așa cum se întâmplă și cu cei pe care vă invit să-i ascultăm încă o dată, aici, la Odată în Viață. Piese foarte cunoscute pe care le veți fredona din repertoriul lor și mă bucur mult că îi aveam oaspeți aici, în platoul 3 al televiziunii române. Dragii mei, Cornelia și Lupu Rednic, Daniela Condurache, Ionuț Fulea! Hai da, gazdă, zi-mă, zi-mă, dai-mi mâine o sticlă.
bună și bine. Mâică ce trebuie să zi e zine. Să aveți trai bună și bine. Mâică ce trebuie să zi e zine. Păi oamenii bătrâni au spus să mă, că ce mi-e scris în prunghi pus să mă. Mulțumim frumos, Ionuț Fulea, Daniela Condurache, Cornelia și Lupu Rednic, astă seară, alături de Alexandra Chira, Silvia Tiniș, Gabriel Treteag, vă invit aici alături de noi. Mulțumim, dragii noștri, sper că v-ați simțit bine în această seară. Le dorim succes pe mai departe acestor trei tineri extraordinari care au făcut spectacol pentru dumneavoastră și de această dată. Sper să fi lăsat urme adânci acolo în inimile celor care ne-au privit în această seară și să nu uitați că peste ani vom privi această emisiune și vom spune parte din arhiva televiziunii române. Mulțumim foarte mult încă o dată! Succes! Iar pe dumneavoastră vă invit să ne fiți alături duminica viitoare, tot aici, la Odată în Viață, la ora 21. Toate cele bune, o săptămână minunată! Cine are umor, cântă și sigur va dansa. Cine știe folclor, intra cum chiar în casa ta. Lasă totul și-apoi, si perimul cu noi. Un, doi, odată-n viață, vei ști ce vede tot să premie. Odată-n viață, să vii toată seara să te distrezi. Odată-n viață, să crezi lumea-ntreagă o pot schimba. Odată-n viață, să vezi tot ce vrei astăzi poți avea.
aceea inimii.